Hai. Bagă și mirea, Nanca. Hai și mirea, hai în față, hai. Atacă-mă. Mai. 10 căsuțe au fost amplasate în centrul Făgărașului, urmează încă 16 corturi. 1 martie se apropie cu pași repezi, de aceea reprezentanții primăriei Făgăraș sunt în plină desfășurare cu pregătirile pentru târgul Mărțișorului. Astăzi au fost montate căsuțele pe care comercianții din țara Făgărașului le vor ocupa începând cu data de 25 martie. Anul acesta reprezentanții primăriei Făgăraș au pregătit și o surpriză pentru făgărașeni. Alături de comercianții din țara Făgărașului vor fi și elevii de la școlile din Făgăraș și din satele din împrejurimi. Astăzi am văzut că au fost montate căsuțele, vor urma și corturile. În ce perioadă vor putea veni făgărășenii să cumpere mărțișoare? Perioada de comercializare este de data de 25 februarie până data de 3 martie și da, au fost montate și corturile. Luni, probabil, luni dimineața au fost montate căsuțele, luni dimineața probabil se vor monta și corturile, deoarece anul acesta avem și o premieră. Pe lângă comercianții din Făgăraș și țara Făgărașului, au fost invitate și școlile din Făgăraș și țara Făgărașului. Crezi că ei pot veni cu mărțișoare lucrate de mână? Da, ei sunt așteptați să comercializeze mărțișoarele handmade. Elevii vor putea vinde mărțișoare fără ca primăria Făgăraș să le solicite vreo taxă de închiriere a spațiului și astfel toți banii strânși de ei vor ajunge în proiecte de dezvoltare implementate în școlile din care provin. Este vorba despre școlile din Făgăraș, cele care au confirmat până în momentul de față colegiul doamna Stancal, liceul dr. Ioan Șenchea, colegiul Aurel Vijoli și cele din țara Făgărașului, la fel, cele care au confirmat, școala Mândra, școala Recea, școala Lisa, Șinca și am înțeles că vor mai confirma și zilele următoare. Așadar, în perioada 25 februarie, 3 martie, locuitorii țării Făgărașului și nu numai sunt așteptați la Târgul Mărțișorului Făgăraș, ediția 2019.